găsit, vă spunem tuturor. Iată-ne astăzi la emisiunea Punct la Călăraș și în studioul nostru de televiziune, prezent fiind domnul deputat Sorin Vrăjitoru. Bine ați revenit! Bună ziua și bun găsit! O zi importantă pentru românii, domnule Vrăjitoru, după votul exprimat duminică, 26 mai, cu privire la alegerile europarlamentare, la listele de candidați. Județul Călăraș se menține galben, PNL, cel puțin din rezultatele încă nevalidate la biroul electoral central, pare să fie cu 2% în fața dumneavoastră, aproximativ, atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de județ. Sunt rezultate parțiale, nu sunt finale, o să vedem la sfârșit care este rezultatul final. Înțeleg că n-ați prea dormit asta noapte. Am stat în bloc statul în cred că e cazul și tuturor politicienilor, cel puțin în ceea ce îi privește pe cei care au funcție. Am fost angrenați și cu motoarele la maxim în această cum campanie. Cum ați simțit alegerile acestea la nivel de județ? Desigur, sunt alegeri europarlamentare importante. Vedem ce se întâmplă în Europa, vedem o prezență la vot și chiar citeam într-un editorial Franța de la primele alegeri europarlamentare din 1979, dacă nu greșesc, are cea mai mare prezență la vot peste, sau avea în cursul serii de peste 40-45% prezență la vot. Deci asta ne conduce și pe noi că este noi un trend. Ne apropiem de 50 cumva. Ne apropiem, da. Este un trend la nivelul Uniunii Europene pentru o importanță acestor alegerilor parlamentare. Da, pentru că am înțeles toată lumea că se iau decizii foarte importante pentru fiecare națiune la Bruxelles și este foarte bine să trimiți oameni foarte bine pregătiți și care să facă față tuturor provocărilor. Cred că aceasta ar fi una dintre explicații, nu? Cu siguranță, mai ales faptul că noua politică agricolă comună integrată în noul Parlament European va genera și va expune multe componente în ceea ce ne interesează pe noi români. Acum, am auzit multe voci în ultima perioadă anunțând oarecum succesul nebănuit al Alianței 2020 USR Plus și în România și iată surpriza mare în județul Călăraș și obțin la nivel de județ un scor de peste 14%. E un scor surprinzător. Și pentru dumneavoastră și pentru PSD. Și pentru PSD și pentru noi toți. Se pare că au acel electorat care era într-o zonă de influență sau o zonă care nu vota, nu erau interesați. Erau cei care nu ieșeau la vot. Care nu ieșeau la vot. Se pare că au reușit să-i capaciteze, să-i aducă în fața urnelor. Este un rezultat meritat, dar să vedem rezultatele finale. Așteptăm rezultatele finale, așadar. Trebuie să spunem că noi am convenit să ne vedem astăzi în emisiune încă de săptămâna trecută, când s-a întâmplat un lucru foarte important pentru comunitatea noastră. Este vorba despre încă un pas în ceea ce privește realizarea pasajului de la Drajna. Pe 22 mai s-a semnat studiul de fezabilitate, dacă înțeleg bine. Da. Bun. Ce înseamnă asta? În repetate rânduri am vorbit la dumneavoastră în emisiune de acest pasaj. El s-a născut ca și gândire în momentul în care în planul de dezvoltare al județului Călăraș pe componenta de infrastructură rutieră a fost trecute cele trei pasaje de fapt pe care le avem în vedere. Este vorba de pasajul de la Drajna ca și o prioritate, pasajul de la Lehliu și o să vorbim puțin că domnul președinte Iacomi a lansat și această temă de dezbatere domnului ministru Cupri în ceea ce privește pasajul de la Lehliu. Și crearea unui nou pasaj și din punctul meu de vedere extrem de important la zona de la liceu auto, la trecerea peste calea ferată la intrare în municipiul Călăraș. Fac o paranteză și eu cred că și acest obiectiv
de infrastructură rutieră este extrem de important pentru noi ca și călărășeni, fiindcă accesul în oraș practic se face prin triaj. Iar, Doamne ferește, într-o situație nefericită în care pe autostrada A2 are loc un incident major, un accident cu un cod roșu, nu avem altă posibilitate decât cele două spitale de la Ialomița sau de la Călăraș, și nu am vrea cu toții să ne confruntăm în momentul în care o salvare vine și stă la barieră, la triaj, în loc să ajungă cât mai repede la spitalul de urgență cu pacientul. Vis-a-vis de pasajul de la Drajna, el a fost anul trecut aflat într-un studiu de prefezabilitate. Am insistat pe lângă domnul ministru al transporturilor, colegul meu din cameră, domnul Șova, la vremea respectivă, ca acest pasaj să intre în bugetul Ministerului Transporturilor ca și finanțare. A fost trecut în bugetul de stat. Astăzi, de fapt pe 22 când vorbim, domnul ministru Cuc a fost de acord nu numai cu acest pasaj, și o să și detaliem un pic mai târziu de unde începe, unde se termină ca și termen, dar și cu o altă investiție majoră, spun eu, pentru noi, pentru călărășeni. Este vorba de drumul național DN21, să intre și acesta într-un proiect mai amplu, într-un studiu de fezabilitate. Este vorba despre drumul care iese din orașul Călăraș de la Petrom și merge către Drajna și către Slobozia. Așadar, cumva ne deschidem circulației, în special autovehiculelor mari de mărfuri, dacă înțeleg bine. În viziunea mea este singura modalitate de acces în oraș și pentru a putea crea acel coridor de transport care se ne lege de autostrada A2, de Portul Constanța, de București, de coridorul 4 pan-european și mai departe către țările din vest. În ceea ce privește podul de peste Dunăre de la Călăraș, rămânem în stand-by. Au avut noroc brăilenii să aibă premier pentru foarte scurt timp, care a și semnat pentru podul de la Brăila. Noi am rămas în continuare în așteptare. Am tot vorbit de pod, dar am rămas cu atât. Da. Mai vedeți vreo șansă, vreo speranță în condițiile în care noi aici la Călăraș n-am prea avut parte de proiecte de anvergură, proiecte mari guvernamentale, susținute de guvern? Proiect guvernamental urmează portul turistic. Portul turistic, vorbim și despre port. Urmează portul turistic, dar vis-a-vis de pod nu aș vrea să facem nicio discuție acum, fiindcă nu este de actualitate nu, și nu vreau, și nu vreau să... Nu e cazul, știți, nu... am tot vorbit da. Și atât. Dar este importantă această investiție, acest pasaj de la Drajna? Este foarte importantă și haideți să vedem și de ce, și o să-i rog pe colegii mei din regie acum să ne pună captura aceea cu zona respectivă și să detaliați un pic, o să vă rog. Da, acest pasaj va începe de la nodul rutier dinspre Călăraș la autostrada A2. Aici se va construi un sens giratoriu, se va merge cu drumul paralel cu DN21 prin partea stângă pe sensul spre Slobozia, va traversa calea ferată și se va descărca de asemenea într-un sens giratoriu la intrarea în comuna Dragalina. Cam ce lungime are pasajul 2400 acesta? 2400 de metri. Adică peste 2 km. A. 2 km și jumătate aproape. Aproape. Domnule deputat, s-a semnat studiul de fezabilitate. Haideți să o luăm așa, cronologic. Următorul pas? Studiul de fezabilitate avea ca și termen inițial 6 luni de zile. Domnul ministru Răzvan Cuc a insistat către consultor, da, să-l scurteze la 3 luni de zile. Sperăm ca în septembrie-octombrie să ieșim cu acest pasaj la licitație pentru execuție. Adică
ar putea să înceapă lucrările undeva la începutul anului 2020? În primăvara anului viitor, dacă nu sunt contestații, celebrele contestații pentru licitație, da, există această posibilitate. Și finalizat, estimativ, când? Din câte mi-amintesc, are termen de finalizare un an și jumătate. Deci mai avem de așteptat vreo 3 ani până să avem acest pasaj. Nu, dacă un constructor este un constructor serios, acest pasaj poate fi gata și mai devreme. Poate fi gata și mai devreme. Da. Orice trebuie să aibă un început. Știu că și eu aș vrea să-l avem ieri, dar dacă nu s-a făcut nimic 28 de ani până acum... Păi vedeți? Deci 28 de ani dacă nu s-a făcut și am luat acest proiect, de la zero l-am luat. Și totuși am scurtat niște termene cât s-a putut legal, vorbesc din punct de vedere legal. Acum ăsta este stadiul lui și am să comunic pe parcursul desfășurării acestui proiect toate stadiile de execuție. Călăreșenii sunt într-o așteptare continuă și știți noastră foarte bine lucrul ăsta când vorbim despre proiecte de foarte mare amvergură, adică nu vorbim despre proiecte mici, vorbim despre proiecte importante pentru comunitatea vreau aceasta. Vreau să vă aminte că sunt de un an și jumătate în Parlament. Dacă discutăm despre dumneavoastră ca persoană, da, noi discutam acum la modul general. Bun, ați amintit la un moment dat despre proiectul Promenada, așa este el cunoscut deja, inițiativa pentru realizarea portului turistic vă aparține, dumneavoastră și unui alt coleg de al dumneavoastră, la vremea aceea erați consilier județean, am spus-o de fiecare dată că de aici a plecat inițiativa. În ce stadiu se află proiectul acesta? Trebuie să facem o mică corecție. Proiectul cu Promenada aparține Consiliului Județean și felicit pe cei de la Consiliul Județean pentru dar ăsta cu portul turistic se încadrează cumva. Da, adică sunt două proiecte separate. Sunt separate, dar oarecum au continuitate, pentru că ele vizează brațul Borcea. Corect, și pentru portul turistic documentele necesare elaborării proiectului au fost executate și făcute de cei de la Consiliul Județean. Mie, ca și parlamentar, ca și inițiator de proiect, mi-a revenit sarcina să pot să-l promovez mai departe către Ministerul Turismului, să pot să aducem finanțare la Călăraș pentru efectuarea acestui important obiectiv turistic. Bun. Vreau să vă întreb acesta, în cât timp credeți că va exista fizic? Nu am această informație acum să pot pune la dispoziție. Estimativ. Cred că săptămâna viitoare, nu am luat legătura cu domnul ministru Bogdan Trif, va veni la Călăraș și mai multe detalii o să le dea dânsul într-o conferință de presă. Deci o să avem ministrul Bogdan, turismului la Călăraș. Da. Pentru acest proiect sau și pentru alte... Pentru acest proiect și pentru alte proiecte. Care urmează să desfășoare în județul Călăraș. Bun, deci n-au fost vizitele miniștrilor doar de campanie electorală? În niciun caz. Asta arată că organizația PSD Călăraș este o organizație respectată la București, organizație care vrea să și continue să facă lucruri bune pentru noi, pentru călărășeni. Acum vreau să vă întreb, urmează o vacanță parlamentară? Mai avem până la vacanță parlamentară. Un picuț așa. Ce se mai poate întâmpla într-o lună de zile în Parlament? S-ar putea să și prelungească sesiunea parlamentară, cum de fapt s-a prelungit și anul trecut cu încă 2 săptămâni. Sunt multe proiecte de legi în așteptare. Vedem acum care este o prioritate, vedem configurația parlamentară, vedem ce putem să trecem din acele proiecte de legi. Unele sunt organice, pentru proiecte de legi organice ele generează un anumit circuit legislativ și vom ști atunci cât avem de muncă și ce ne rămâne pentru la toamnă. Ce previziuni faceți în legătură cu ceea ce se va întâmpla în Parlament după rezultatele acestea la europarlamentare? Credeți că se vor schimba lucruri?
Mă refer la majoritate. Nu, noi avem o majoritate parlamentară. Opoziția, am văzut că susține sușitare că vor demisia guvernului sau vor să depună moțiune de cenzură. Nu au nicio șansă. Nu au practic cum. Fiindcă coaliția este solidă și coaliția de guvernare rezistă. Deci spuneți că nu vedeți un impact major al rezultatelor alegerilor asupra rezultatele alegerilor au fost din Parlament la momentul acesta. Alegerile europarlamentare. Alegerile parlamentare au fost în decembrie 2016. Iar populația a votat atunci o anumită majoritate parlamentară. Cât privește atmosfera în cadrul organizației județene Călăraș? Sunteți un membru marcant. Sunteți mulțumit de rezultatul alegerilor? E surpriză? V-ați fi așteptat la mai mult? Bineînțeles că m-așteptam la mai mult. Bineînțeles că sunt un pic mâhnit că s-a muncit în această perioadă de campanie, s-a muncit mult și puteam, eu zic, să ar fi trebuit să avem un scor mult mai mare, dar asta a decis electoratul și noi ne conformăm. Dacă ne uităm mai bine pe rezultatul voturilor, sunteți oarecum le suflați în ceafă peneliștilor, știut fiind faptul că dânșii au un număr mult mai mare de primari. Cât contează asta, să ai primari în localitate? Este important datorită faptului că primarul, știți foarte bine că este un factor coagulant în comunitatea respectivă. Toți cei de acolo se raportează, pentru orice problemă, se raportează primarului, celor care conduc destinele acelor localități. Am înțeles, domnule deputat, cât privește dezvoltarea județului Călăraș și revenim la subiecte de foarte mare interes. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea municipiului Călăraș? Și vă întreb asta pentru că v-ați concentrat, să zicem așa, pe susținerea unor proiecte importante pentru județul nostru, lucru care nu că nu s-ar fi întâmplat până acum, dar cel puțin n-a avut vizibilitate și nici n-au fost proiecte importante pentru județul nostru. Ce ar trebui să facă cetățenii din județul Călăraș? Și mă refer aici la cei care ar vrea să înceapă o zonă de business. Dacă ar fi să avem și noi așa o orientare, cât de cât. Suntem caracterizați ca fiind un județ agricol și e cam adevărat că înclină balanța. Știți, la noi exporturile sunt mai mari decât importurile. Avem balanță pozitivă. Asta este un lucru foarte bun. Foarte bun. Da, asta înseamnă că avem potențial. Citeam și am mai spus într-un editorial, era granița între, titlul spunea în felul următor, granița unde sărăcia întâlnește bunăstarea. Și faptul că noi suntem vecini cu județul Ilfov. Ilfov care are aproape cel mai mare PIB pe cap de locuitori din țară. Dar județul nostru, eu zic, are un potențial enorm. Ne traversează autostrada 82 de kilometri. Și se ce descarcă, facem cu potențialul ăsta? Se descarcă în trei puncte. Putem să-l promovăm. De-aia am și ales această variantă de dezvoltare a infrastructurii rutiere, că știm foarte bine că infrastructura rutieră îți dezvoltă economia și îți aduce investiții. Pentru asta am insistat la domnul ministru Răzvan Cuc și pentru DN21 să-l ducem la drum expres, la drum de 4 benzi, începând de la Călăraș, astfel încât în viitor am putea ca acest, să ne alegăm de acest drum, să putem să dezvoltăm obiective economice majore. Dar toate astea stau doar în semnătura ministrului? Adică, nu știu, mă gândesc și eu, colegii dumneavoastră, cei care au fost sau sunt miniștri, când se uită pe hartă așa, nu se întreabă și ei, măi, avem zone foarte dezvoltate, care au luat foarte mulți bani europeni și avem zone care ar avea și ele nevoie de susținere, nu asta prea. Asta mai este și vina noastră de aici, a Călărășinei. Mai este, nu? Bineînțeles, noi avem aici Agenția de Dezvoltare Regională, ADR Sud Muntenia.
Eu am colegi de la celelalte județe, Argeș, Dâmbovița, Prahova, în care au luat o grămadă de proiecte pentru dezvoltarea comunităților locale. Noi aici la Călăraș am neglijat această oportunitate pe care o avem cu această agenție aflată la noi în oraș. Adică nu ne folosim de faptul că o avem la doi pași și putem exact. Să încercăm să obținem și noi mai multe fonduri europene. Mă refer în primul rând și la public și la privat. Și pe public, da, și pe privat. Exact, și mă refer aici, pentru că tot vorbeam despre dezvoltarea mediului privat, mă refer la proiecte care să ajute la prelucrarea materiilor prime măcar. Da? Să nu le mai încărcăm pe vapor. E bine că avem balanță pozitivă, că tot trimitem la export, mai da, ales... Nu asta este dezideratul nostru, să da, ducem nu, nu asta ne dorim, marfa, nu? Și să brută. Cumpărăm făină, fie că e de grâu, fie că e de porumb, de pe la vecinii noștri. Că asta se întâmplă. Asta găsim în rafturile magazinelor și până la urmă e normal. Asta înseamnă concurență, nu? Dacă noi nu știm să facem ce trebuie făcut astfel încât să ne fie bine. Pe de altă parte, mă folosesc de prezența dumneavoastră în studioul de televiziune să vă întreb care ar fi explicația pentru faptul că noi, de după Revoluție cel puțin, tot suntem acolo, prin coada listei, în ceea ce privește veniturile din pensii și din salarii. Nu putem să fim în coada listei vis-a-vis de pensii. Pensiile, legea pensiilor este o lege unitară la nivel național. Nu, mă refer la venituri din pensii, adică oamenii au venituri mici comparativ cu, iacătă, Ilfov, nu? Adică la polul opus. Din moment ce ai un loc de muncă foarte bine plătit, clar că ești cu o pensie mare. La noi locurile de muncă au fost în agricultură și industria ușoară preponderent. Atunci automat că asta pensiile... A fost specificul zonei. Bun, și nu schimbăm nimic. Pentru asta încercăm să reindustrializăm, să căutăm oportunități de aducere a investitorilor prin crearea acestor facilități pe care vrem să le facem pentru orașul și județul nostru. Nu vă temeți de apropierea asta de București, care este pentru fiecare dintre tinerii noștri o atracție uriașă? Locuri de muncă bine plătite? Nu, asta ar trebui să fie o oportunitate pentru noi, că suntem aproape de București și avem această autostradă care ne traversează județul, un mod facil de a ajunge repede la Constanța, aduce la București, exportatorii care avem în zonă să folosească portul Constanța și așa mai departe. Vedeți într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat și un port la Călăraș? Se vorbea la un moment dat despre o zonă de containere pe malul Dunării. Da, dar n-aș vrea să mă angrenez în multe subiecte sau multe teme majore. Vorbim doar despre ce lucrurile concrete vreți dumneavoastră. Da, da, adică aș vrea să mă focalizez pe câteva obiective pe care să le și duc la capăt. În momentul în care anul viitor, cum se spune în construcție, pune deci cazmaua acolo. Deci pasaj de traversare a căii ferate la Drajna, încă la Drajna. Două pasaje la Lehliu și poate și cel de intrare în municipiul Călăraș? Cele două nu au fost promovate și nu... Nu, e doar la nivel de discuție. La nivel de discuție, ele au fost prinse în planul de dezvoltare al județului Călăraș. Dar facem mențiunea că ele nu fac obiectul acum adică este doar ceea ce s-ar dori. S-ar dori pe viitor, dar obiectul de discuție concret, semnat, contract de finanțare, cu termen, este acest pasaj de la Drașna și acest drum de la Călăraș la Drașna și mai departe spre Slobozia, acest DN21, să-l facem drum expres. Bun, și portul turistic, eu spun în continuare, cu proiectul Promenada, pentru că se leagă unul fără altul, nu prea își au sensul, nu? Da, m-aș bucura extrem de mult ca ambele proiecte să le realizăm în cel mai scurt timp, mă scuzez că sunt foarte adică până la următoarele alegeri, e miza... Nu, în niciun caz. Noi sperăm că... Nu, să fie demarate lucrările, nu finalizate. Că
Știm că avem nevoie de următoarele alegeri, vă referiți în toamnă la parlamentare, nu, nicio șansă, domnul deputat, știu asta. Da. Mă gândeam la viitoarele alegeri parlamentare. Nu știu ca termen, am repetat, domnul ministru poate să ne avanseze un termen în momentul în care vine. Eu mi-am făcut treaba și am găsit finanțarea. Mă gândesc să nu rămânem uitându-ne în zare, știți? Că nouă ni s-a mai întâmplat aici la Călăraș. Să cereți un termen de la mine, dar nu o să vi-l spun, fiindcă în momentul în care pronunț un termen trebuie să mă țin de el și n-aș vrea să avansez o dată eronată pe care nu o cunosc acum. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și ce să vă doresc, nu știu, poate putere de muncă pe viitor și dumneavoastră și competitorilor dumneavoastră, că pare să că lupta este dură și strânsă. Sperăm cu toții să punem umărul la în județul Călăraș vorbesc. La dezvoltarea acestui oraș și acestui județ, fiindcă cu toții vedem, am rămas în urmă rău. Și nu putem să, într-un oraș cu atâtea oportunități, într-un județ cu atâtea oportunități, să fim într-un grad de involuție economică, socială accentuat. Și trebuie să recunoaștem că ăsta este adevărul. Din păcate, da. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Și eu vă mulțumesc.